Vorbește despre un om bogat care n-a făcut pe pământ nicio faptă bună și s-a lăsat prins în vreaja bunătăților materiale și a grijilor lumești. Într-o zi pe neașteptate, acesta a murit și a fost osândit la iad, unde focul îl ardea și setea îi mistuia cumplit pentru că n-a avut grijă de sufletul său. În iad fiind, își amintește de frații săi de pe pământ, simte dezamăgire, are regrete, suferă chinuri, vrea o schimbare a sorții sale. De aici rezultă limpede că sufletul său este viu, este nemuritor, fapt care ne determină să fim culoarea minte la mântuirea sufletului nostru, care e mai prețios decât lumea toată. Iubiți credincioși, popoarele dintr-un început au crezut în nemurirea sufletului, cum acesta atesta istoria religiilor. Argumente puternice sunt vestigiile arhaice, mormintele străvechi în care s-au găsit trupuri vopsite în ocru roșu. Roșu este culoarea sângelui, iar sângele este simbolul vieții. Trupul era vopsit în roșu, simbolizând supraviețuirea pe un alt plan de existență. S-au descoperit morminte cu trupuri așezate, ghemuită, chelcită, așa cum stă pruncul în pânce mamei sale, simbolizând faptul că moartea înseamnă nașterea de nou. Dacă ne gândim în acele morminte, ne dăm seama ce eforturi umane se cereau pentru a le face și cât de puternic era credința în nemurire. Apoi același adevăr îl confirmă piramidele din Egipt. Pe pereții piramidelor ce se află la 12 mile sud de Cairo sunt inscripții care arată crezul egiptenilor în nemurire. La fel, mumificarea a fost practicată la vechii egipteni și este legată de credința despre viața după moarte. Mumiile descoperite în Egipt, în insulele Canare, în Peru, adeveresc credința tuturor acestor popoare într-o viață după moarte. Strămoșii dacii, de asemenea, credeau în nemurirea sufletului. Împăratul Traian, după ultimul război cu dacii, a spus: l-am învins, am învins chiar și pe geți și mai puternic dintre toate neamurile care au existat vreodată. Nu numai din cauza lor, ci din aceea învățăturilor lui Zamoloxis, care este între ei așa de slăbit. Acesta le-a întipărit în inimă convingerea că ei nu mor, ci numai își schimbă locuința și de aceea merg în mai vesel la moarte decât în orice altă călătorie. Un preot explica odată în oreașilor săi nemurirea sufletului în felul următor. Desfăcu înaintea lor un cesarnic, ceasornic, separând cutia de mecanism, vedeți, zice el, mecanismul funcționează mai departe și fără cutie. Tot așa și subiectul și sufletul poate trăi mai departe după moarte, după despărțirea sa de trup. Sufletul nostru spiritual este înzestrat cu rațiune, afectivitate și voință, facultății materiale, care nu pot fi nimicite. Prin urmare, el este nemuritor. Televizorul ne poate face să ne dăm seama de existența sufletului. Aparatul vorbește și își arată scene, câtă vreme are forța nevăzută a curentului. Când îl retragi, forța nevăzută pierde graiul. Chiar și cele mai minuscule pensii ale aparatului sunt la locul lor.
dar nu are viață, adică parte nevăzută. Același adevăr se verifică privind omul. Trupul celui răposat are toate mădularele, dar nu are viață. N-are sufletul. Ceea ce moare este trupul, nu sufletul. În cartea lui Iob este scris, dacă Dumnezeu a luat înapoi la sine Duhul Său și suflarea Sa, tot ce este carne ar peri deodată și omul s-ar întoarce în țărână. Partea nevăzută are valoare, fiindcă ea de viață, dă viață părții văzute. Acesta este sufletul a cărui nemurire o recunoaște. Înțeleptul Solomon când scrie, adu-ți aminte de ziditorul tău în zilele tinereții tale. Înainte ca pulberea să se întoarcă în pământ cum a fost, iar sufletul să se întoarcă la Dumnezeu, care l-a dat. Și noi avem un suflet nemuritor. Omul a descoperit continente, a descoperit elemente, a descoperit legi, dar nu s-a descoperit pe sine. În această cauză, unii tăgăduiesc existența sufletului. America a existat și înainte de a fi descoperită. Sufletul nostru există, fiind o substanță spirituală, prin urmare, cugetătoare, liberă, nemuritoare. El este cauza fenomenilor psihologice din om, ca gândirea, judecata, memoria, conștiința și altele, care sunt deosebite de cele fiziologice și nu se poate explica prin forțele fiziochimice. Omul a ajuns stăpân pe fiare sălbatice, pe forțe imense, pe giganți, mecanici sau electronici, dar nu este stăpân pe sufletul său. Într-o zi și sufletul nostru va fi chemat de Dumnezeu și nu ne vom putea împotrivi. Omul nu este stăpân pe Duhul său de viață ca să-l poată opri. La fel nu este stăpân pe ziua morții. Dacă această viață pământească, trecătoare, plină de griji și nevoi, ne pare atât de frumoasă și ne este atât de dragă, ce fericire trebuie să fie în viața cea netrecătoare, în care nu mai este aici durere, nici frica morții. Iubiții mei, valoarea fără egală a sufletului reiese din întrebarea Mântuitorului. Ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă, dacă își pierde sufletul său? Într-o zi ni se va cere să-L restituim lui Dumnezeu acest suflet. Destinul nostru veșnic va depinde de condiția sufletului nostru când se va reîntoarce la Dumnezeu. Nu e loc greu să-și piardă cineva sufletul. Este destul să fie preocupat de lucruri greșite ca bogatul din Sfânta Evanghelie de astăzi. Și când nici nu te aștepți, Dumnezeu să ceară sufletul tău. Ce mare păcat este să pierdem vremea în această viață, în ocupații deșarte și să n-avem timp pentru odorul prețios al sufletului nostru. Zilele vieții sunt tot atâtea prilejuri de a ne purifica sufletul prin pocăință, de a-L hrăni prin Sfânta Împărtășanie, de a-L înviora cu rugăciune, de a-L împodobi cu virtute. Este foarte important să ne străduim a împlini toate acestea, că zice Sfântul Antonie cel Mare. După cum vei sluji sufletul până ce este în trup, așa și El te va sluji pe tine după ce va ieși din trup. Datoria noastră este să ne facem timp de a ne îngriji sufletul nostru. Suntem chemați să trăim o viață echilibrată, să păzim bine comora pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o. Înțelept și fericit este creștinul care poate spune mereu cu Sfântul Ioan Iacob din pustia Iordanului. De aș fi lipsit de toate în lume, nimic n-am pierdut eu, că toate nu-s așa de scumpe
ca tine sufletul meu în vecii vecilor. Amin.